Într-un joc care a contat pentru etapa 22 a cetate, Deva s-a impus cu scorul de 36 la 19 în deplasare pe terenul formației Universitatea Petroșani, penultima clasată în seria B a diviziei A. La pauză tabela indica scorul 15 la 11 pentru Cetate. Dintre handbalistele de Vence s-au remarcat portarul Laura Poenaru cu 21 de intervenții salvatoare și Ana Maria Simion, marcatoare a 8 goluri. Tot în runda cu numărul 22 s-au mai disputat alte patru jocuri care s-au încheiat cu următoarele rezultate. Universitatea Reșița, HCM2, Baia Mare, 25 la 32, CS Mișoara, CSM Bistrița, 40 la 27, Clubul Sportiv Școlar Caracal Mureșul, Târgu Mureș, 29 la 38 și SCM Upitești Unic Târgu Jiu, 37 la 22. Partida dintre CSM Slatina și Național Râmnicu Vâlcea a fost reprogramată pentru 1 mai iar HC Alba se beșa stat. În clasament conduce Cetate Deva cu 40 de puncte, urmată de HCM2 Baia Mare cu 36 de puncte, dar un joc mai puțin disputat, iar pe locul al treilea este Mureșul Târgu Mureș cu 30 de puncte. Pe de altă parte, campionatul diviziei A ia din nou o pauză de două săptămâni din motive știute doar de Federația Română de Handbal și doar bănuite de cluburile aflate în competiție. Următoarea etapă a 23-a este programată să se dispute pe 28 aprilie.